vedem aceste măsuri și în contextul în care vine un avertisment din partea BNR. Vă mulțumesc, domnilor, pentru prezență. Iată ce spune, doamnelor și domnilor, viceguvernatorul Băncii. Și vine cu un avertisment în legătură cu, atenție, o criză mai mare. Ni se alătură discuției analistul economic, domnul Dacian Paladi. Bună ziua, domnule Paladi! Sărmâna! Există aceste măsuri fiscale. De la 1 octombrie, de exemplu, ar trebui să intre în vigoare eliminarea unor facilități fiscale, agricultură, construcții, plata contribuției la sănătate. De asemenea, o să le vedem și pe ecran aceste măsuri. Taxe pe mașini și case scumpe, creșterea impozitelor pentru micile afaceri, dar evident trebuie să facă și ministerele ceva, domnule Paladi, și anume reducerea numărului de secretari de stat cu 30%, de asemenea eliminarea posturilor vacante care nu se regăsesc în sănătate, acordarea voucherelor de vacanță pentru funcționarii care au salariul sub 8.000 de lei și evident reducerea numărului de consilieri, aici ar fi extrem de mulți, nu știu, 100, 200, ceva de genul acesta. Domnule Paladi, în acest context vine însă o reacție din partea BNR și viceguvernatorul Băncii spune așa: din nefericire, măsurile de corecție de până acum au dezechilibrat a dezechilibrelor macroeconomice, fie au fost insuficiente, fie nu au avut efectele constate și există un risc uriaș, posibilitatea unui șoc care să ne împingă în criză economică și mai mare. Da, Banca Națională nu face decât să repete acest mesaj în ultimele săptămâni. Acest mesaj a fost lansat prima dată de guvernator, dacă mai țineți minte, în raportul privind rata inflației în august 2003. Și Banca Națională, mă rog, semnalizează atât cât poate. Dar mă gândesc cu tristețe la câteva perspective concentrate foarte bine de niște oameni politici și chiar gânditori economici. Unul dintre ei spunea: știți cum este cu politica fiscală? Este precum jumulitul unei câște. Zice, guvernul vrea să obțină cât mai multe pene, dar cu cât mai puține sâsâituri. În schimb, este destul de trist că politicienii noștri care au de aproape 3 ani jumate 70% în Parlament nu știu ce a spus al 32-lea președinte american Franklin Roosevelt, care zicea, impozitele trebuiesc impuse în raporte de capacitatea contribuabilor de a le plăti. Altcumva, ele devin sursă de inegalitate și, precum spunea un bancher britanic, legislația fiscală va crea cel mai rapid infractor. Din punctul ăsta de vedere, se pune unde este principiul echității și cât din starea asta tristă, nenorocită, nefericită se împarte între stat și privat. Pentru că, deocamdată, 200.000 de micro-întreprinderi se simt cu săcurea deasupra capului într-o năuceală completă generată de acești guvernanți în ultimii 3 ani jumătate. Bacă au profituri mici, bacă ascund munca la negru. Și acum le spunem, paradoxal, criminal, de-a dreptul, măi, cine are profit mare va fi mai mult impozitat. În contextul în care nu văd o reformă serioasă a statului, nici o reformă administrativă și nici o înțelepciune în cheltuirea banului public. Din păcate, este într-adevăr, pare că este un haos general, nici ei între ei nu se înțeleg, domnule Paladi, și evident că cei care decontează, exact, sunt până la urmă tot românii.